De ce există delfinarii? De ce există astfel de organizări în care animale ținute în grădină zoologică sunt prezentate oamenilor într-un mod diferit? A le prezenta inteligența merită. De ce? Din cauza că noi oamenii suntem fericiții câștigători ai cursei evolutive și acești câștigători au niște responsabilități. Avem responsabilitatea de a îngriji aceste animale, biota în general, biodiversitatea în particular. În consecință, delfinariile au rolul de a lega sufletește vizitatorul și mai ales copiii de aceste frumoase, inteligente animale. De a îi responsabiliza vis-a-vis de mijloacele prin care le pot proteja situația lor din natură. Din ce în ce mai afectată de transporturi, de războaie, de tot ce înseamnă invazie a biotopului lor acvatic. În țările vest-europene, nord-vest-europene, Anglia a început, aceste delfinari au început să fie închise. În Anglia de ceva vreme nu mai este niciun delfinariu. Chiar dacă legea ar permite, mișcările activiștilor ecologiști și pseudo-ecologiști, vegani și tot felul de activiști, se opun deschiderii unor delfinarii, considerându-le spectacole cu un animal inteligent sau cu animale inteligente. În același timp, 1 milion de englezi, familii cu copii, cumpără numai de pe British Airways bilete la delfinariile, marile delfinarii din America. 1 milion în fiecare an. Ce înseamnă? Înseamnă că este o nevoie. Înseamnă că părinții responsabili sau părinții invitați de copii vor să-i aducă la delfinariu. Uitați-vă ce se întâmplă, ce bucurie a oamenilor care intră în delfinariu Constanța. Într-o zi obișnuită, o zi cu soare, o zi liniștită, ar trebui să fie liniștită din punct de vedere al activității delfinariului, totuși oamenii vin pe căldură să vadă ce? 2 exemplare de delfin, de afalin, care prezintă inteligența lor. Într-un mod plăcut, într-un mod atractiv pentru copii, deseori în prelegerile mele spun mulțumesc copii sau vă mulțumesc copii că mi-ați adus părinții la o oră de biologie, un sfert de oră de biologie. Fiindcă părinții sunt importanți și copiii sunt puternici de mâine. Ei vor putea strica sau face bine mai mult decât noi. Însă părinții sunt importanți fiindcă decid azi. Și mulți dintre ei decid important situația cetăceilor din natură și toți, absolut toți, decidem situația lor atunci când manipulăm banalul plastic. Atunci când ne cumpărăm niște pantaloni stretch, ce conțin spandex, mașina de spălat îl extrage, îl trimite în apă și din apă în mări și oceane. De acolo un pește și din pește delfinilor. Deocamdată delfinii sunt singurii ce mănâncă numai pește. Într-o bună zi o să mâncăm și noi mai mult pește și atunci probabil că vom suferi de acest microplastic ce poate ajunge în corpul nostru, mai ales că noi, spre deosebire de delfini, îl preparăm termic. În consecință, modificăm acest plastic și extragem substanțele cancerigene din acesta. Pentru asta există delfinarii, pentru a educa adulții, pentru a educa copiii, pentru a le putea prezenta un loc frumos, în natural, un loc care constituie un mijloc de responsabilizare a acestora față de natură și de natura acvatică în mod particular.